Eternul și fascinantul Mehedinți, așa am putea să caracterizăm județul în care locuim și care ne surprinde de fiecare dată prin întâmplările care se produc aici. În sprijinul afirmațiilor noastre vin chiar imaginile telespectatorilor care au imortalizat secvențe cel puțin uimitoare și care au fost trimise pe numărul de WhatsApp al redacției noastre. De exemplu, un șofer irresponsabil umbla pe drumurile publice noaptea cu tractorul fără lumini, iar într-o primărie, angajații joacă table în timpul programului. Inconștiență pe drumurile publice din Mehedinți, un telespectator ne-a trimis pe numărul de WhatsApp al redacției imagini cel puțin șocante. Un tractor este condus noaptea fără semnalizare luminoasă pe un drum public. Alte imagini primite pe numărul de WhatsApp al redacției ne demonstrează fără doar și poate cam care este atmosfera într-o primărie de la sat. Un mehedințean, sătul de atitudinea indolentă a autorităților din Grozești, a filmat cum angajații primăriei joacă table în timpul serviciului. Bărbatul este ignorat și trimis să își rezolve treburile pentru care a venit la primărie în altă parte. Cum e, doamna, cu tabile, zici că nu e? Domnul, înseamnă că trebuie. Dar cine spune că trebuie afișa? Și a fost afișa la timpul potrivit, dacă este. Nu a fost neafișat nimic. L-ai văzut matale că n-a fost? Păi, eu cred că tot am venit pe cea, nu a afișat nimic. Nu, bun, spor la tren. Potrivit mesajului primit de la telespectator, întâmplarea s-ar petrece chiar la primăria din Grozești, iar între jucătorii de table ar fi chiar primarul. Am încercat să-l contactăm, dar nu am reușit să dăm de el. Cert este că la Grozești primar este Gheorghe Coman, unul dintre cei mai longevivi edili, fiind la mandatul cu numărul 8. Așteptăm în continuare imagini pe numărul de WhatsApp al redacției, care surprind instantanee ce pot deveni o știre.